da approvare al regolamento per accreditare la rappresentanza di mass media per il Consiglio Locale al Municipio di Ortenza. Si approva il regolamento da acreditare a rappresentanti di mass media per il Consiglio Locale al Municipio di Ortenza, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Ați avut la mapă, am discutat la ședința pe comisii, dacă mai sunt întrebări. Am propus atunci și 10 minute pentru a se face fotografii în timpul ședinței de consiliu. Spuneți, domnul consilier. În primul rând, la ședința pe comisii mi s-a promis și eu am crezut în promisiune că ni se pune la dispoziție regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Nu ni s-a pus. Aș vrea să vă întreb pe noastră, doamna președintă, dacă noastră cunoașteți regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, conduce ședința. Știți? Nu. Mulțumesc. Deci ședințele n-au nicio valoare legală din punctul ăsta de vedere, dacă nu se respectă regulamentul de organizare și funcționare. De ce mă refer la treaba asta? Datorită faptului că orice proiect de hotărâre trebuie prezentat de inițiator. Și în condițiile astea, consider că trebuie să vedem punctul de vedere al inițiatorului și, pe urmă, putem să ne spunem și noi un punct de vedere. E o găsărniță a drumului Cercel. Dacă se uita, are raportul de specialitate, are expunerea de motive. Asta este punctul de vedere al inițiatorului, ce v-am dat în scris. Iar referitor la regulament, este adevărat, regulamentul e puțin mai vechi, dar trebuie multiplicat și dat tuturor consilierilor. Eu cred că acel regulament trebuie să intervenim pe el și să-l modifice, dumnealor să-l modifice. Dar nu așteptăm ședința de săptămâna viitoare. Vă rog, de luna viitoare, săptămâna viitoare, să le trimitem pe mail la absolut toți consilierii regulamentul care întâmplător domnul Cetola. Îmi pare, doamna președinte, regulamentul l-a întocmit domnul Doi și l-a întocmit foarte bine și foarte frumos. L-a aprobat Consiliul Local din mandatul 2004-2008. Între noi aici, la nivel de Consiliul Local, sunt anumite neînțelegeri datorită faptului că nu cunoaștem regulile. Ori dacă toți am cunoaște regulile și ne-am respectat, eu cred că ar fi foarte simplu să ne înțelegem unul cu celălalt. Referitor la acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre are legătură cu regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Pentru că acolo se spune foarte clar și poziția Consiliului Local vis-a-vis de transparență, de publicitate și de toate problemele care se discută aici. Și atunci nu înțeleg de ce trebuie să mai facem un alt regulament pentru mass media. Întrucât mass media sau acreditările reprezentanților mass media se face conform legii 544/2001 și legea 215/2001, acest regulament nu face altceva decât să adauge ceva la legile astea, lucru care este din punct de vedere al principiilor de drept ilegal. Principiul de drept. Este așa, domnul avocat. Pentru că am citit și m-am încercat să mă informez, să vă spun, la ședința pe comisii, l-am întrebat pe domnul primar. Domnul primar, mai este vreun consiliu local care are un astfel de regulament? Și domnul primar a spus, noi caută pe internet. Și bineînțeles că am căutat, să vă spun ce am găsit. În primul rând n-am găsit niciun regulament și în al doilea rând am găsit tot felul de comentarii referitoare la accesul mass media la lucrările consiliilor locale. Sunt probleme peste tot. Dar problemele astea sunt locale. Eu consider că
cel mai corect ar fi, nu vreau să vă mai redau, că nu știu dacă vă interesează. În concluzie, eu doresc completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local cu două puncte. Referitor la mass media și referitor la liberul acces la informații. Pentru că bănuiesc, așa cum scrie aici domnul primar, dânsul vrea ca să existe o transparență totală, tot ce discutăm noi aici și toate hotărârile noastre să fie aduse la cunoștința locuitorilor municipiului Oltenița. Și e corect și sunt de acord cu dânsul la capitolul ăsta. Ori pentru asta, eu propun ca toate ședințele de Consiliu Local să fie transmise în direct pe un site al primăriei. Să știe toată populația orașului ăsta ce discutăm aici și ce hotărâri luăm. Și la punctul... Deci eu vă propun, dumneavoastră, vă spuneți punctul de vedere, doamna președinte. Doi, aș dori ca repartizarea sumelor pentru publicitate, anunțuri către mass media să se facă în mod transparent și echitabil. Deci mă refer la sumele care sunt cheltuite de către Consiliul Local, de către primărie și de către unitățile subordonate. Deci toate anunțurile astea să fie împărțite în mod echitabil. Adică toată presa să aibă acces la sumele astea. În mod egal, dacă se poate. Sau, nu știu, în măsura în care se poate. Și aș mai... Vrea să mai punem un punct, punctul 3, de exemplu, Consiliul Local să aibă un reprezentant, un ofițer de presă, cum se spune. Adică un om care să țină legătura în permanență cu presa, pentru că mai apar tot felul de situații și e bine ca prin intermediul presei să informăm populația municipiului Oltenița. Asta este propunerea mea, completarea regulamentului de organizare și funcționare cu ceea ce am spus eu până acum. Da. E o propunere. Vedea ce faci? Doar două precuvinte, vreau să mă rețin, pentru că timpul e prețios. În primul rând, regulamentul de ordine de funcționare a Consiliului Local, slavă Domnului, cine a dorit, l-a luat de la primărie, de-a lungul anilor, și n-a rămas nimeni fără acest regulament. Doi, ceea ce privește hotărârea cu regulamentul de abilitare a reprezentanților mass media, de asemenea, nu a existat niciun fel de obstrucție a mass mediei în ceea ce ne privește pe noi Consiliul Local. În niciun caz. Cred că am avut o deschidere deosebită la acest capitol. Iar în prezent, la hotărâre, care sunt foarte convins că colegul meu, stimatul meu, colegul Cercel, nu a studiat-o și dacă l-aș undeva câte pagini a avut în spatele acestei hotărâri, acolo scrie categorii, tot absolut, toate drepturile, cum este peste tot în orice lege și în orice material, toate drepturile și toate obligațiile care trebuie să respectate și de mass media, și de noi Consiliul Local, și de toată lumea. Deci, cu alte cuvinte, această hotărâre nu este cumva îndreptată ca să obstrucționăm cumva mass media. Mass media e câine de pază și pentru asta jos pălăria toată viața noastră o să fim lângă mass media. Dar o să respectăm în așa fel încât și mass media trebuie să fie în mod corect pentru toată lumea. Și bune și rele. Vă mulțumesc. Doamna președintă, decât s-a referit domnul Gigi Lungu la mine, este că le-a studiat și pe dungă. A studiat și legea. Asta e problema. Uite, vă dau un... N-am vrut să ajung la acest lucru, dar vă citesc un articol. Secțiunea 3, acreditări provizorii. Da? Pentru aprobarea solicitărilor de acreditare provizorie la acțiunile de activitate a Consiliului Local se puternicește primarul municipiului Oltenița. Băi, fraților, primarul municipiului Oltenița hotărăște cine să participe, cine să fie acreditat la ședințele Consiliului Local. Consiliul Local este instituție separată, nu este subordonată primarului municipiului Oltenița. Dacă vreți, mai vă citesc, domnul Lungu, ca să vedeți că cunosc foarte bine asta. Este o încercare de subordonare a presei de către domnul primar. Asta pentru că nu m-ați lăsat să treacă lucrurile așa. Doi. Îmi permiteți, stați puțin, să termin și formă dumneavoastră. Doi.
alt punct de vedere, referitor la faptul că n-am citit. Pare rău, eu vă respect și respect pe cei care fac materialele astea și le citesc foarte bine și foarte atent. Le respect față de cei care au făcut materialele, față de inițiator, față de cei care au făcut rapoartele de specialitate, cum să nu-i respect? Deci citesc materialele, mă uit pe lege, da? De ce trebuie, la solicitare va fi, uite, un punct aici, solicitarea va fi dată, semnată și ștampilată de director sau redactorul șef al instituției după caz și va avea anexat următoarele documente, curriculum vitae, copie. Care-i treaba noastră cu curriculum vitae? Dar de ce că studia și legea 544? Păi legea 544 a studiat-o? Atunci rămâne valant ce v-a spus la început. Atâta vreme când legea reglementează treaba asta. Păi citit materialele. Domnul primar. Ați început cu legea 544. E primul rând. Păi ne-ați spunerea de motivă. Dar ne bărmăjiți ca să-i aburiți pe oameni și vă duceți de la Ana la Caiapa și apoi nu aveți despre ce vorbiți. Îmi pare foarte rău. Deci există un ziarist care e posibil să nu fie acreditat în opinia dumneavoastră? Nu știu, nu cred. V-am garantat eu la ședința pe comisii că nu va exista niciun ziarist să nu aibă acreditare. Dar după ce va primi acreditarea, să reflecte ce spuneți dumneavoastră, nu ce vrea el. Pentru că vă iau acum procesul verbal de ședință, să vedeți nominal cum votați fiecare, iar la o ziaristă săptămâna asta a spus că dumneavoastră nu votați și că închideți ochii și că vă scărpinați și că nu știu ce faceți. Asta scrie în articol. Și bine, poți să scrie tu acolo că e pamflet. Păi pamflet cine face toate zilele de 2 lei? Un ziarist trebuie să reflecte realitatea. Cu bune și cu rele. Suntem buni, suntem răi. Asta trebuie să... Păi vă bate joc de noi, vorbiți de 20 de minute și îmi pare foarte rău. Este exact. Doamna președinte, în primul rând, vreau să vă spun că domnul primar dezinformează. Pentru că Domnul Consiliu, ședința pe comisii, parcă ați fost de acord. Doamne, dar n-am fost de acord. Uitați-vă procesul verbal. Vă rog frumos, uitați-vă procesul verbal al comisiei și eu spun că... Deci tot ce ați afirmat al altei nu e valabil. Din punctul de vedere al meu... Deci tot ce ați afirmat al altei nu e valabil. Nu e așa, pentru vreau să mereu le prind chiar. Vreau să mă deschid. Noi toți recunoaștem dacă dumneata ai dreptate. Da, domnule, eu aveți procesul verbal al comisiei. Da. Aveți procesul verbal și ședință de comisii când spun că propun acest negativ. Domnule, țineți lecții cu noi, domnule, iertați-mă. Nu, domnule, lăsați-mă, domnule, să spun. Domnule, ziceți că a studiat materialul la ședința asta. Domnule, dați voie să spun. Câte pagini au tot materialul? Domnule, dați voie să spun. Câte pagini? Doamna președinte. Doamna președinte. Vă rog frumos. Eu... Dați-mi voie. Haideți acum să citim proiectul de la altul, citim. Da, n-am început campania. Haideți să punem la vot această hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Una, două, abține. Deci două abține și două împotrivă.